că sunteți aici alături de noi. Aș vrea să-l felicită primul pe domnul Florin Dulțu și să-i spun că i-am citit toate cărțile. Pe aceasta am luat-o de la Biserica Drăgăneanu. Nu s-au spus multe lucruri, într-adevăr, că nici nu avem cum să spunem. Ceea ce m-a impresionat foarte mult în această carte este exact premonița sau previziunea sau cum vrem să spunem, avută de părintele Arsenie Boca, în momentul în care se afla pe peronul gării Chișinău. Nu s-a vorbit despre Chișinău aici. Impresionant de ce? Fiindcă părintele Arsenie Boca a presimțit că de acum începe dezastru pentru Basarabia. Și dacă îmi permiteți, aș vrea doar să spun cuvintele exact din această carte, redate de părintele Arsenie Boca. Citez, am văzut. Stăpânul stă rezemat într-o ușă de gară, cu ochii pierduți în zare, dar părea că vede toate neamurile, toți oamenii din ele și toată lumea, tremura de frig, așa mi se părea. Însă am înțeles că o durere fără seamăn, pentru ceea ce vede, aceea îl făcea să tremure și mai tare. Cu adevărat, omul durerii. Omul durerii era Iisus, a avut exact această viziune cu ce se va întâmpla cu Basarabia, cu pactul Ribbentrop-Molotov și multe aș putea să dezvolt în acest moment. Mi este atât de drag și Nichifor Crainic l-am întâlnit peste tot în sursele pentru documentare la teza de doctorat Vasile Voiculescu. Într-adevăr, gândirea, gândirismul au fost esențiale în perioada interbelică, a zis foarte bine acest lucru. Ce este curios că în această perioadă literatura noastră și cultura s-au remarcat în plan internațional din toate punctele de vedere. A fost teoria sincronismului pe de-o parte a lui Eugen Lovinescu, iar pe de altă parte, la extrema cealaltă, a fost exact despre ce a discutat dumneavoastră în seara aceasta. Și numele cele mai mari s-au dat exact de la gândirea și pornind de la Nichifor Crainic. Ați amintit de importanța Părintelui Stăniloae, de Filocalie, de Arsenie Boca și, bineînțeles, de mentorul lor, Nichifor Crainic. Sunt pilonii care i-au determinat pe cei care tocmai au plecat din sală să reziste în pușcării. De multe ori m-am gândit dacă noi am putea să stăm o zi în pușcărie, nu cât au stat unii câte 25 de ani. Și tocmai acest pilon al credinței au făcut să reziste. Nu mai dezvolt, sunt atât de multe lucruri de spus despre faptul că tocmai în închisoare s-a născut Filocalia, tocmai în detenție, în acele celule, în zarcă și în tot ce a spus dumneavoastră și inclusiv George Cușa. Întrebarea mea este următoarea. Care este rolul seminarului teologic de la Chișinău și în general a culturii, a intelectualilor basarabeni în revigorarea și întărirea credinței, în general, fiindcă primul curs de mistică a fost ținut la Chișinău de către Nichifor Crainic și apoi adus la București. Părintele Arsenie Boca a fost la Sfântul Munte Athos și apoi a venit iarăși la Chișinău să învețe arta de pictură în Foița de Aur. Și sunt foarte mulți care s-au format fie la Cernăuți, da? Fie la Chișinău. Deci întrebarea este dacă putem face o legătură mai directă între Dostoievski, misticism și seminarul teologic de la Chișinău și respectiv faptul că atâția oameni au rezistat în istoriile comuniste tocmai prin această credință. Sper că ați înțeles întrebarea, că sunt atât de multe de spus, dar e timpul limitat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și v-ați gândit foarte bine să citiți acel fragment din memorialistica părintelui Arsenie. Am uitat să menționez ceea ce ați completat dumneavoastră, că în 1939 părintele Arsenie a mers la Chișinău să învețe acea tehnică de aurire a icoanelor, cicanca denumită. La întoarcere, într-adevăr, în gară are această revelație, se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos și practic își dă seama că se împlinește acel cuvânt, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Și de atunci se pare că a primit acest dar al înaintevederii și a luat această hotărâre de a dezvolta mișcarea de regenerare a vieții bisericești din România, mișcare care ar trebui cumva
reanalizată și pusă în practică de generația noastră, pentru că elitele românești, într-adevăr, au fost lichidate în închisorile comuniste și aceste elite nu au apărut din senin, au apărut încă de la 1821, acele generații de care vorbea martirul Mircea Vulcănescu. Generația scuți, bătrânii, care după au plecat de aici. Da, Crainic făcea parte din generația de aur a Unirii. Bineînțeles, Crainic nu a apărut întâmplător. Ar trebui să analizăm, să reanalizăm această perioadă și să vedem de ce lumina pe care ei au vrut să o transmită mai departe, această lumină nu a fost cumva preluată sau în mare măsură după moartea lor și au fost trecuți în uitare. Însă e foarte greu să, dacă nu există un program academic sau un program național, rămâne ca noi, prin activitățile noastre, să-i redescoperim și să-i avem drept modele. Seminariile teologice au dat personalități de o valoare impresionantă. E cazul multor, marelui geograf, întemeietor al geografiei românești. După aceea mă gândesc la mari profesori de teologie care nu s-au rezumat la aceste studii și au scos teologia din cercul strâmt al teologiei și au expus-o întregii lumi, cum a fost cazul lui Nichifor Crainic. Nu știu dacă am reușit să vă răspund la întrebare. Îi spunea și domnul Marcel Oroș că am scris cea mai recentă cronică, chiar la mărturiile pe care le-ați editat una voastră la editura Floare de Colț, legate de ceea ce spune Nichifor Crainic despre gândirea. Fiindcă a fost la un moment dat o opoziție destul de, știți dumneavoastră la ce mă refer, au fost interziși pentru că s-ar fi spus că sunt de dreapta și așa mai departe. Și Nichifor Crainic precizează cu argumente că această revistă a fost deschisă tocmai pentru toți românii și mai ales chiar și pentru evrei și așa mai departe. Deci nu au fost xenofobi, ci chiar ce au dorit să promoveze și maghiare și evrei și așa mai departe. Deci iată că el spune și aduce argumente legate de rostul și rolul acestei reviste interferice. Da, practic o generație cum a fost cea de la gândirea nu a existat nici măcar în țările vest-europene. A fost, după cum îmi spuneau mari profesori români care au emigrat în țările din vest și și-au dat seama că valorile noastre au fost cel puțin la același nivel cu acele valori europene și, mai presus de toate, au încercat să facă artă românească, după cum spuneam, ținând cont de cele două valențe ale sufletului românesc, mitul folcloric și ortodoxia românească, să spunem, și nu numai, căci ortodoxia este universală. Da. Mulțumesc. Legat de readucerea învățăturii lui Nichifor Crainic în actualitate, e un vis. Să nu uităm, de exemplu, el spunea, democrația e arta de a sacrifica neamul în interes personal. De ce nu va fi readus oficial în actualitate? Aș avea o propunere concretă, în schimb, de readucere în actualitatea învățământului, a învățăturii lui Nichifor Crainic. Cred că prin 2003, în Alta Sfinția sa, a adus la Constanța pe profesor Constantin Bucescu, care a reluat cursul de mistic al lui Nichifor Crainic, întrerupt în anii 50.
propunerea concretă de readucere a învățământului învățăturilor ucrainic în actualitate ar fi reluarea cursului de mistică la, tot la Constanța, de către Înaltă Sfinția sa Teodosie, al promisului. Dacă mi-amintesc, chiar la moartea profesorului Bucescu a spus ceva în sensul acesta că veți continua cursul de mistică. Cred că ar fi de mare folos învățământului teologic. Nu știu, nu mă pricep, sunt inginer de profesie și ăla nu prea pregătit, dar cred că un învățământ teologic lipsit de mistică riscă poate să alunece ușor în gnosticism. Cred că ar fi de mare folos reluarea cursului de mistică oriunde, poate în toată țara, dar vorbim de Constanța în momentul de față. Legat de învățăturile lui Crainic, doar un pic vă mai rețin, noi am reeditat Nostalgia Paradisului și Dostoievski și creștinismul rus. Mai avem încă la librărie niște broșuri, Statul etnocratic, Copilărie și Sfințenie, Iisus și Omul eroic. Sunt niște broșuri foarte mici care, dacă ar ajunge la tineret, cu siguranță că i-ar captiva. Dar rugămintea mea e legată de cursul de mistică. Mulțumesc! Vreau să vă spun că n-am spus și a dat drumul la acest film cu poze și ce vreți dumneavoastră. Să v-am scris acte, documente de importanță capitală pentru actul unirii, scoase din acest corpus, care a fost prima dată editat în 1929, reeditat în 2017 de Bogdan Bucur, cadru universitar la SNSFA în București, Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri. Marii Uniri. Într-adevăr este adăugită această ediție cu doi documente, fotografii de epocă, ați văzut erarhi, chiar viitorul patriarh Kirov Cristea, ați văzut pe cei care conduceau țara atunci, regele Ferdinand și Cina Maria, oameni din cultura politică românească, documente, acte, din care s-a încheiat Marele Act al Unirii. Și mâine va derula acest filmuleț, sper că de la cap la coadă sunt vreo 700, zic eu, de imagini, în care sunt redescoperite pentru ochii noștri marile documente și acte prin care s-a creat Statul Național Unitar Român, România Mare, mare. Deci înseamnă mare, însemna vreo 375.000 de kilometri pătrați, nu? Deci, culmă de locuitor, dacă ar fi să-i spunem, să spunem astăzi pe așa, ar fi fost la 35 de milioane. Cam așa ar fi fost populația României. Mamă, ne gândim la demografia asta, care nu are o mare problemă pentru țara noastră, cum spun istoricii, cum spun sociologii, cum spun poate puțin oamenii politici din țara noastră. Sunt foarte mulți plecați din țară, e cea mai mare plecare din România și spune mult pentru sufletul nostru, adică spune multă tristețe că nu e bine. Că țara este părăsită de cei tineri de mare, mare valoare. Vorbeam cu domnul profesor astăzi în mașină, că veneam spre Constanța și împărtășeam aceleași idei. Ce facem ca să se reîntoarcă? Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să-i avem din nou lângă noi pe acești români. E vorba de vreo, spunea, de un milion din Basarabia. Dar mai sunt vreo 4 milioane. Patriarhia, chiar acest ziar, Lumina, spunea, instituția specializată de statistică a statului român, vreo 3.400.000. După mine, eu știu din informațiile mele, care, mă rog, zic că sunt aproape sigure, sunt vreo 4 milioane plecați și încă 1 milion care sunt cu navetă, nu de vină. Și cu milionii Basarabia, vreo 6 milioane. 17%. Și nu mai zic. Astea sunt cifre discutabile. Dar cum niciodată țara aceasta, poporul român, nu a fost în felul acesta afectat sau afectate, când discutăm și despre țară și despre poporul român. Este cea mai mare migrare de populație din lume după Siria, dar Siria e în război. România ce război are? Și România e o europeană, România nu e europeană. De ce se întâmplă treaba asta? Ce, anume? Un război nedeclarat. Mă rog, nu vreau să intru în detalii. Problema este că e o problemă. E o problemă și aceasta și poate odată, cândva, o să discutăm. Un altul am discutat noi acum câțiva ani despre acea naștere de copii și de familia tradițională pe care văd că este așa și stânga și dreapta și zilele lumea politică au pus-o la coș. Familia tradițională pe care Patriarhia Română o susține, din ea, de fapt, biserica trăiește, comunitatea ortodoxă, trebuie să o discutăm și noi aici, probabil într-un seminar, ce să facem ca să fie bine pentru țara aceasta, apropo de a
pune în discuție aducerea valorilor din afară către țară, a poporului român care a dispărut din țară și a plecat dincolo, în alte părți ale lumii. E o problemă mare. Atunci se punea problema să ne unificăm, să creăm un tot unitar, un mare stat, un mare popor în Europa, și așa a fost vreo 20 de ani, să zicem, până la declararea, până la cele de-a doua Confederație Mondială. Dar astăzi, iată că este un proces invers. Deși ne bucurăm de marea democrație, de Uniunea Europeană, de așa, de aici, sunt și trupele angloamericane, sau americane, mai sunt angloamericane, sunt americane. Dar ce face populația noastră? E vorba de poporul român, de țara noastră, de sufletul nostru. E o problemă mare pe care vreau să o abordăm, poate la anul universitar următor. Merită atenție și o deschidem cu sociologi, profesori, istorici, cum trebuie. Asta apropo și de, nu știu dacă în anul Unirii. Poate și în anul Unirii, în doamnă în tot. Asta e altă problemă. Oricum, ultimul cuvânt la Renatul, concluzia, nu știu dacă e bună sau mai puțin bună, dar am încercat și noi să dregem, să zicem așa, așa cât am putut și noi, să spunem puțin, puțin de tot despre acest mare act a Unirii. A fost cel important moment istoric al poporului român, când România a fost mare. Au gândit-o și cei din Antichitate, și Mihai Viteazu, și alții, începând cu Cuza. Și iată că în 1910 a devenit România mare și a fost două decenii mare. După aceea știți bine tragedia prin care a trecut țara aceasta și încă mai trece, încă mai suferă. Ce puțin Basarabia vă că ne zâmbește, să-i zâmbim și noi și să ne unim. Eu așa îmi doresc. Dar pentru voastră, vă rog frumos să ne spuneți cuvântul final.